Salutare tuturor, numele Claudiu și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. În videoclipul de astăzi o să vorbim despre cum poți să faci bani cu TikTok și YouTube Shorts. O metodă foarte simplă, o metodă pe care o puteți pune în practică chiar acum. Dacă vă interesează subiectul, stați până la final și nu uitați să lăsați un like și un subscribe la canalul meu. Nu cred că trebuie să vă mai arăt cum să intrați pe TikTok sau cum să accesați Shorts pe YouTube. Ca să faceți chestia asta, vă trebuie un cont pe aceste platforme, vă duceți, vă deschideți un cont pe, tic, pe TikTok. Apoi vă deschideți un cont pe YouTube și repostați același content pe ambele platforme. O să vă arăt imediat despre ce să postați și cum să faceți bani din aceste uh, mini videoclipuri, să le zicem așa. Pentru pasul următor, după ce ați făcut conturile acestea, v-ați deschis cont de TikTok, v-ați deschis cont de YouTube, v-ați creat, nu știu, v-ați creat profilul, v-ați dat un username ca să fie ușor de citit, să vă găsească lumea repede, o să mergem pe un site de unde o să cumpărăm niște chestii pe care o să le revinem pe aceste conturi, da? Deci o să mergem pe Alibaba. Alibaba este un site uh, din China uh, pe care multă lume îl folosește să facă dropshipping, da? Uh, sunt foarte multe persoane, sunt magazini mari care cumpără produse de, uh, de pe acest site, le cumpără la... Nu știu, la 10 dolari, 10 euro sau cât le, cât, cu, cât, cu cât le cumpără și le vând la noi în țară cu 2-3 milioane. Da, este un magazin chiar în oraș, la, la noi aici, care vinde rochii, da? Le cumpără de pe un site cu, nu știu, 10 euro și le vinde la 3 milioane uh, rochia în, în acel site. Uh, în acel magazin, scuze. Uh, noi cum o să facem bani cu Alibaba? Practic o să mergem pe în secțiunea asta Dropshipping, iar aici o să se deschidă o pagină cu mai multe produse. Da? Și o să vedem aici niște produse destul de interesante. Ce vrem noi să facem este să găsim un produs pe care o să îl achiziționăm cu o sumă mică, adică nu vrem să ne aruncăm la produse, de exemplu, cum e chestia asta să o cumpărăm cu 50 de dolari sau, nu știu, 60 de dolari. Vrem să cumpărăm chestii micuțe, da? Cum ar fi acest, acest cercei la da? 3, 3 dolari sau această brățară. Vrem să cumpărăm chestii micuțe care să atragă lumea, da? Putem cumpăra, de exemplu, pătuțul ăsta pentru, pentru cățel, da? care este 2 dolari. Cred că este un pătuț, habar n-am ce este, dar cred că este un pătuț pentru 2 dolari. Putem cumpăra uh, 10, o să începem cu 10 produse. Uh, în cazul în care nu, nu funcționează această metodă, nu o să pierdem o sumă destul de mare uh, de bani. da Deci, practic, noi o să pierdem... Uh... Trebuie să fiți atenți lângă, lângă, la, altă, la altă chestie. Puteți vedea că acest produs este într-adevăr 2 dolari, dar o să plătiți 46 de dolari în shipping. Da, vreți să nu vreți să cumpărați chestia asta, pentru că în total o să plătiți 50 ceva de dolari pentru produsul ăsta, cu tot cu shipping. Vreți să căutați un produs care are shipping gratuit sau are livrarea foarte mică, da? Cum ar fi această... Uh, nu știu ce e asta. Ah, este o lesă, da? Puteți vedea că este 1$ dolar și uh, livrarea este de 4 dolari. Dar este ok. Putem lua chestia asta cu 5 dolari, maxim 6 dolari. Putem cumpăra 10 uh, lese de genul ăsta. Uh, să dăm 60 de dolari pe ele cu tot cu livrare. Și după care o să creăm un, un cont de TikTok sau de, de YouTube, sau puteți le, să faceți pe amândouă, să creăm conținut despre acest produs, da? Puteți să prezentați această lesă în videoclipurile voastre, puteți să prezentați, nu știu, puteți să vă plimbați câinele cu această lesă și să spuneți ce vă place la ea. Puteți a crea conținut în jurul acestui produs. Trebuie să creați undeva la, nu știu, 10 10 videoclipuri despre, despre, această, despre, acest produs ca să puteți să îl vindeți. Cum o să îl vindeți? Puteți face chestia asta în mod manual, puteți să vă creați o pagină de Facebook, iar acolo puteți îndruma persoanele de pe videoclipurile voastre, de pe TikTok sau de pe YouTube, puteți să le îndrumați pe pagina voastră, iar acolo să procesați plățile manual. Da? Persoana o să-ți dea banii, o să-ți dea adresa, tu o să-i trimiți lesa și tot așa, da? Totul este legal um, și cred că este mult mai simplu așa. Sau dacă vreți să fie automat, puteți să vă creați un website pentru toate aceste produse pe care le promovați. Puteți folosi WordPress și de acolo o să trebuiască să adăugați o metodă de de plată. Cred că, cred că prin, prin, WordPress puteți să adăugați PayPal și să primiți banii pe PayPal. Nu sunt, nu sunt sigur, dar cred că puteți să, să, să știu că este un plugin care te lăsa să iei bani prin, prin PayPal sau prin Mastercard. Nu mai știu exact, n-am mai folosit WordPress de mult. Dar cred că puteți să faceți chestia asta și totul se face automat, acele plugin-uri se instalează, se instalează automat, adică nu trebuie să faci cine știe ce coding sau nu trebuie să fii vreun expert în, în web design sau chestii de genul ăsta totul este automat, pur și simplu trebuie să, nu știu, să vă aranjați un pic pagina să arate frumos, după care adăugați toate aceste chestii, cum ar fi metoda de a lua banii, puteți să vă promovați produsul prin WordPress, puteți să scrieți câteva articole pe WordPress despre acest produs și tot așa, da? Dar chestia cu Facebook-ul cred că este cea mai, cea mai simplă, pentru toată lumea puteți să vă să îndrumați urmăritorii, urmăritorii voștri de pe TikTok de pe YouTube, puteți să îi îndrumați pe pagina voastră de Facebook, iar de acolo să preluați procesarea, procesarea manual, da? Adică vorbiți cu persoana, ea vă spune despre ce de, de ce este interesată, ce produs, să zicem că vindeți mai multe produse, da, ea o să vă spună despre ce produs este vorba, de ce produs este interesată. De acolo tu îi iei adresa, poți să, poți să primești banii la livrare sau poți să primești banii înainte, tu alegi să, cum vrei. Dar poți să primești banii la livrare, poți să trimiți produsul cu, cu fan -curier. Nu știu dacă fan curier îți ia ceva comisiuni, habar n-am, nu am trimis niciodată produse cu fan sau cu alte firme de curierat. Dar cam așa poți să faci bani cu TikTok și YouTube Shorts. De deci ce? Poți să faci bani și, nu știu, să zicem că îți deschizi o pagină de, 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 de Facebook și acolo promovezi aceste produse, dar am spus TikTok și YouTube Shorts pentru că aceste platforme primesc foarte multe vizualizări. Dar orice, nu știu, să zicem că creezi un videoclip despre nu știu. Despre orice. Da, despre orice. Poți să creezi un videoclip despre orice și să îl postezi pe YouTube sau pe, pe, pe TikTok și să, primi, și să primești peste 100 de vizualizări. 100 de vizualizări înseamnă 100 de persoane au văzut au văzut videoclipul tău. Dacă tu postezi un, un videoclip despre un produs de genul ăsta și 100 de persoane văd produsul produsul tău. Iar 10 din ele, să zicem, nu toate 100, 100, să zicem, 10 din acele persoane decid să cumpere produsul tău și să zicem că tu cumperi acest produs cu 5 dolari și îl vinzi la noi în țară cu 10, o să ai 5 dolari profit, o să faci 50 de dolari pentru fiecare 100 de vizualizări pe care le faci pe aceste platforme. Băieți, cam asta a fost cu acest videoclip, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uita să vă abonați și ne auzim în videoclipul următor. Pa, pa!